Bună seara! Bună! Numele meu este Dorin și mie îmi place să gândesc foarte mult. Nu neapărat foarte bine, dar foarte mult. Când alții se pregătesc de ședință, mai ales dimineața la ora 9, pentru mine este încă sâmbătă seara, în supermarket, la patiserie, printre merdenele, strudele și gândurile mele. În sfârșit, este important să gândești mult, ai ocazia să abordezi subiecte deosebite, subiecte mărețe, dragoste, moarte, viață, spiritualitate, filozofie, religie. Zile trecute mă gândeam la incest. Din punctul meu de vedere, incestul este principalul motiv al deteriorării speciei umane. Sursa tuturor relelor din societatea noastră. Dacă sunteți de acord cu chestia asta, spectacolul s-a terminat, puteți să plecați. Dacă nu, trebuie să explicăm. Evoluția, în toată splendoarea ei, ne-a pus la dispoziție oportunități, băi, superbe de dezvoltare. 4,5 milioane de ani să creștem, să ne dezvoltăm, să ne diversificăm, să ne rafinăm. Pământ, cu nu mai găsești nicăieri în sistemul solar, să fim serioși. Celelalte planete sunt niște mizerii absolute. Nu ți-ai mormântat nici câinele pe Marte. Cu toate resursele astea la dispoziție, cu toate oportunitățile pe care ne-a oferit evoluția, noi oamenii am făcut noi ce am făcut și am identificat un soi de... un fel de glitch în matrixul evoluției. Un fel de eroare, un soi de abatere, dacă vrei. Și am exploatat-o de ne-a sărit capul. Respectiv, incestul. Nu interes. Incestul este o experiență sensibilă, crâncenă, te marchează toată viața. E ca un tatuaj pe care nu ți l-ai dori niciodată, dar pe care tactul, care este dezinhibat și modern, a insistat să ți-l faci de mai multe ori. Nu mereu în același loc. Motiv pentru care putem spune că incestul este printre puținele experiențe în care familia ți este cu adevărat aproape. Istoric, incestul a avut loc în familii regale sau cu influență politică, dinastiile importante, Habsburg, Hohenzollern, Savoy, Lannister. Tata cu nepoțica, că fiisa era plecată la Paris. Mama cu cei doi vergemeni, fratele mic cu bunica, fratele mare cu străbunica. Aceste relații între părinți și copii furtunoase, să zicem. Nu sunt doar un eveniment izolat istoric. Au avut loc peste tot. Asiatici, pe partea de-a Pământului Inca și vechea Mesopotamie, Egiptul Antic. Cu toții practicau această tradiție regală, incestul, care datează, de fapt, de la începuturile istoriei, încă de pe vremea lui Adam și Eva. Eva era singura femeie de pe acest pământ. Corect? La vreme nu mai exista alta. Și... la un moment dat, femeia s-o fi săturat de bărbasul. Că ăla îmbătrânise, se ramolize, o ciroză... trebuie să înțelegeți că omul trăise cu aceeași femeie toată viața, da? N-ai ce să-i ceri. Nu mă frustră, nu mă are proșuri. Fițar șarpele al dracu. Evident, Evei da, îi plăcea șarpele. Da, bătrânise și ea, totuși, focul era încă viu, nu? Așa că a pus ochii pe singurii bărbați de pe planetă care mai erau disponibili, Cain și Abel. Să nu uităm, era singura femeie de pe pământ. Acum ai cu totul alte opțiuni. Te dai pe un site de dating, pe niște Facebook, frunzărești vreo câteva sute de profiluri și a doua zi te plângi la servici la prietena ta. Fată, nu găsesc pe nimeni. Nu. Eba nu-și găsea pe nimeni. Ce se întâmplă cu omul ăsta? Ce acum e doar o fricție la picior de lemn istoric? Nu. Teoretic. Teoretic. Poate, nu știu, într-o zi călduroasă de vară, toridă, cum e acum, Eva era în perioada aia lunii, adică în perioada în care își amintește că bărbatul e impotent 11 ani. Și să nu uităm că pe la vremea respectivă nu exista Viagra. Da? Sunt sigur că multe dintre voi ați experimentat ce înseamnă frustrarea Evei. Dacă nu, o să o experimentați cu timpul, cu siguranță. Și îl vede pe Cain.
Cain, primul fiu, ăla de beta testing. Poți să-l distrugi psihic, să-l sechelezi sexual, să faci mâna cu el. Asta venea de la munca câmpului, de la plugărit, abdomenul făcuse pe el frumos, pătrățele, pectorali, înalt, svelt. Purta bikini de leopard. Venea de la câmp ud și transpirată și poartă o găleată de apă în cap, devine ud și curat. Eva îl vede, se duce la el, zice... Bună, ai cumva o țigară în plus. Și așa a apărut conceptul de MILF, Mother I Like to Fuck, care, într-adevăr, este în engleză și pe vremea nu exista engleză. Dar de ce să ne pierdem vremea cu detalii când vine vorba de istorie? Important este să reținem că odată cu distrugerea și sechelarea psihică definitivă a lui Cain, a venit la pachet și prima crimă pasională din istorie. Ăsta credea că frasul mai mic, Abel, încearcă să dea la măsa și lua... Ce faci, mă? Ai stat de vorbă cu mă ta? Bă! Dacă te mai prind că stai de vorbă cu maică mea, ți-au gâtul. Fraiere! Ceea ce s-a și întâmplat în istorie, lucrurile au căpătat deja o întorsătură negativă. De atunci totul a rămas istorie, au apărut copii degenerați, care au degenerat între ei, tot așa generații, la rândul mii de ani până în prezent, când cel mai bun exemplu de degenerare se află chiar în fața voastră. Motiv pentru care vă mulțumesc foarte mult că ați degenerat împreună cu mine.